Bine ați revenit la mobilisimo.ro, suntem în Praga și Oppo tocmai a lansat ceva. Mă refer la cea mai nouă pereche de căști. Pe lângă seria Oppo Reno 7 și Find X5, avem aici Oppo Enco X2. E vorba despre o pereche de căști cu anulare a zgomotului și autonomie de 40 de ore. Par să fie căști flagship, dacă mă întrebați pe mine, rival cu AirPods Pro, AirPods 2 sau 3 și FreeBuds-urile de la Huawei. Acum, au și funcții inteligente. Aceste căști vin pe alb sau negru, evident avem varianta albă aici. Au un toc oval și un design în stil AirPods Pro. Asta înseamnă tijă scurtă. Și corpul este ușor bombat. Cum place mie să zic, seamănă cu personajul P-Shooter, Mazărea din jocul Plants vs. Zombies. Avem aici un tweeter quad magnet, dar și driver dinamic de 11 mm. Nu lipsește anularea de zgomot de până la 45 decibeli, dar și Bluetooth 5.2 și LHDC 4.0, un chip cu 3 nuclee este la posturi. Conform Oppo, acestea sunt primele căști TWS, adică True Wireless, care suportă înregistrare Dolby Binaural. Conform Oppo, acestea sunt primele căști True Wireless cu suport pentru înregistrare audio Dolby Binaural, care vor reproduce sunetele exact cum sunt ele redate, cât mai fidel. Vedeți aici colaborarea continuă cu cei de la Dynaudio. Dacă mi-amintesc eu bine, este o firmă nordică, daneză, cred, care tunează foarte bine produsele acustice. Am mai testat niște căști Enco și știu că ele ofereau o acustică care era mai degrabă la nivelul unor căști cu pleț dublu față de cât costa acel model Enco. Dacă veți conecta aceste căști la un telefon precum, să zicem, un Oppo Find X5 Pro, obțineți playback până la 900 kg pe secundă și o experiență high resolution. Iar trebuie spus și că aceste căști au un design antibacterial, iar corpul combate acumularea de ceară din ureche, deci asta ar fi încă un plus. Aveți și încărcare rapidă, în ideea că după 5 minute de alimentare primiți 6 ore de playback. Produsul o să coste 200 de euro, cel puțin așa se anunțase oficial la un moment dat. Deci e clar treabă de flagship, va trebui să ajungă în Europa în luna curentă, în aprilie, dar cum e pe terminate, eu știu, cred că ajunge în mai. Rămâne de văzut. Având în vedere prețul, concurează cu AirPods Pro și cu Huawei FreeBuds Pro, Galaxy Buds Pro, în principiu cam tot ce are Pro în nume. Și mă intrigă acea funcție cu captură specială Dolby Binaural. Rămâne să o testăm la concerte, acolo mi se pare utilă, dar și, eu știu, la interviuri și la alte sarcini mai profi. Cam atât la Mobilisimo, astea au fost căștile noi, Oppo Enco X2.